La Poalele Munților Bucegea a început să se contureze un nou cartier, cel al locuințelor pe roți. Primii turiști au ajuns deja pe Valea Cerbului și fiecare și-a aranjat locul cum a știut mai bine. S-au împrietenit cu vecinii și susțin că nimic nu se compară cu o vacanță prelungită în mijlocul naturii și o economie serioasă la cheltuieli. Fie că sunt din capitală sau chiar din străinătate, oamenii fug de aglomerația din orașe și aleg natura. Viteză au pentru că pleacă în trombă cu locuințele pe roți. Primii turiști au ajuns deja pe Valea Cerbului și vor pleca spre casă abia când va începe să se lase bruma. Am fugit din aglomerația orașului, că noi locuim la București. Aici este foarte frumos, venim de foarte mult timp aici. Mai mergem acasă din când în când și ne întoarcem. Aer curat, pentru copii, sănătate, parc, suntem bucureștini și... Și mai scump, așa că rulotele au devenit locuințele vacanță pentru cel puțin două anotimpuri. Oamenii se bucură astfel de aer curat, dar fac și economii la întreținere. Cheltuielile de la bloc scad la jumătate. Acolo ne scoatem de la întreținere și aici este mult mai ușor. Vă dați seama că nu mai e același consum. Aici le merge cel mai bine. Sunt sănătoase, n-au nicio problemă. Eu sunt venită de ieri, plec astăzi și mă întorc peste 5 zile și avem concediu după aceea și stăm până vreo 2 luni. Celor care merg cu rulotele la Poalele Munților Bucegi nu le lipsește nimic. Casa de vacanță, odată instalată, nu mai așteaptă decât musafiri. Noi ne-am numărat printre ei. Avem pat dublu aici, face 2,20 pe 1,40. Aici se întinde masa și se mai fac încă două locuri, 4. Aici se face un pat 5 și acolo în spate sunt 2-4 suprapuse. Și aveți și televizor? Avem televizor, avem internet aici. Toate canalele posibile. Cei mai mulți dintre turiștii de pe Valea Cerbului se vor întoarce acasă abia când vor începe să cadă frunzele. Vor avea nevoie de nervi tari când va bate iarna la ușă cu facturile uriașe la încălzire. Până atunci însă profită de aerul curat.